Lecția a doua, a trei. În apropierea casei, David o întâlnește pe Cathy. Ascultă dialogul dintre ei. Hello, Cathy. How are you? I'm fine, thanks. And how are you? I am fine. Goodbye. Acum repetă dialogul precedent. How are you? Ce mai faci? I am fine. Bine. Thanks. Mulțumesc. Goodbye. La revedere. Cum îl saluți pe Simon? Să vedem. Salut, Simon. Hello, Simon. Ce mai faci? How are you? La revedere. Goodbye. Să repetăm încă o dată cuvintele noi. How? Ce? Cum? How? Fine. Bine. Fine. Goodbye. La revedere. Goodbye. Thanks. Mulțumesc. Thanks. Cunoști deja traducerea acestor cuvinte în română? Ce? Cum? How? Bine. Fine. Mulțumesc. Thanks. La revedere. Goodbye. Ascultă următorul dialog. Hi, Jenny. How are you? I'm fine, thanks. And how are you? I'm fine. Bye. Dacă ai ascultat dialogul cu atenție, ai observat desigur următoarele diferențe. Hello. I am. Goodbye. Hi. I'm. Bye. Atât. Hello. Cât și forma. Hi. Sunt forme de salut. Ambele se traduc prin salut, totuși forma. Hi. Este mai puțin oficială. Situația este aceeași și în cazul formelor. Goodbye. Și. Bye. Ambele au același înțeles, însă forma prescurtată este mai puțin oficială. Forma prescurtată a lui I am este I'm. În limba engleză există multe forme prescurtate. De exemplu, I am I'm. It is it's. What is? What's? My name is. My name's. Acum traduc următoarele propoziții în engleză folosind prescurtările menționate. Cum te cheamă? What's your name? Mă cheamă Mark. My name's Mark. Salut, sunt Jenny. Hi, I'm Jenny. Aceasta este Cathy? Is it Cathy? Nu, aceasta este Susie. No, it's Susie. La revedere. Bye. Să revenim la pronunție. Ascultați. What? Where? Bucharest. Lecția a doua, C3. În limba engleză, ca și în română de altfel, există mai multe forme de salut. Iată câteva. Hello, Bill. How are you? Hi, Mark. How are you? Goodbye, Bill.
Goodbye, Mark. How are you? Ce mai faci? Hello, how are you? I'm fine, thanks. Hi, how are you? Hi, I'm fine, thanks. Propozițiile care încep cu how, where și what sunt propoziții interrogative. Acum ascultați cu atenție propozițiile următoare. How old are you? Câți ani ai? How are you? Ce mai faci? What is your name? Cum te cheamă? What is your age? Câți ani ai? Where do you live? Unde locuiești? Propozițiile care încep cu is sunt de asemenea întrebări. Ascultă următoarele propoziții. Is your name Blob? Numele tău este Blob? Is your home country Romania? Patria ta este România? Is it a girl? Aceasta este o fată? Există încă un mod de a formula întrebări. Acest mod este cel mai des folosit la formularea întrebărilor. Propozițiile afirmative pot fi transformate în interrogative prin adăugarea la începutul propoziției a verbului auxiliar do. Ascultați acum următoarele propoziții. We like Romania. Nouă ne place România. Do we like Romania? Nouă ne place România? You live in London. Tu locuiești la Londra. Do you live in London? Tu locuiești la Londra? Reține. We. Noi, nouă. Pe baza exemplelor precedente, transformă propozițiile afirmative în propoziții interrogative. I live in Romania. Do I live in Romania? You like Mike. Do you like Mike? Răspunsurile la întrebările prezentate au o formă bine definită. Ascultă și repetă răspunsurile înregistrate. Do we like Romania? Yes, we do. Do you live in London? No, I don't. Do you have a brother? Yes, I do. Is your name Blob? Yes, it is. Are we in England? No, we are not. Are you a boy? Yes, I am. No, I'm not. Acum, tradu întrebările următoare pe care le poți spune unui prieten sau unei prietene. Locuiești pe strada mea? Do you live in my street? Ce mai faci? How are you? Cum te numești? What's your name? Câți ani ai? How old are you? Îți place fratele meu? Do you like my brother? Acum ascultă cu atenție următoarele cuvinte. Blob. Is. And. Child. Old. Lecția 2 de 3. Ascultă cu atenție și repetă dialogul dintre mama lui Kathy și Jenny. Hello, Jenny. Salut, Jenny. I am Kathy's mother. Sunt mama lui Kathy. How are you? Ce mai faci?
I'm fine, thanks. Bine, mulțumesc. How are you? Ce mai faceți? It is nice to see you. Mă bucur să vă văd, sau mă bucur că ne-am întâlnit. Do you know my mother? O cunoașteți pe mama mea? Yes, I do. She is in Bucharest. Da, ea este la București. Acum vom traduce separat fiecare cuvânt nou prezentat în dialogul anterior. Mother. Mama. Mother. Nice. Drăguț, frumos. Nice. To see. A vedea. To see. To know. A cunoaște. To know. She. Ea. She. Bucharest. București. Bucharest. Formei verbului la infinitiv în limba engleză îi se adaugă cuvântul to. Formei conjugate a verbelor nu li se adaugă acest cuvânt. De exemplu, to see, a vedea, I see, eu văd, to know, a cunoaște, you know, tu cunoști, to live, a trăi, we live, noi trăim, to like, a place, I like, îmi place, to have. A avea. We have. Noi avem. To do. A face. You do. Tu faci. Acum completează propozițiile următoare. O cunoști pe mama mea? Do you, mother? Do you know my mother? Ea este la Londra. In London. She is in London. Londra este un oraș frumos. London is a city. London is a nice city. Știi să spui mama în engleză, dar nu putem neglija nici tatăl. Învață să pronunți corect cuvântul. Father. Father. Tată. Știi să traduci propozițiile următoare în română? Do you know my father? Îl cunoști pe tatăl meu? Yes, I do. Da. My father's name is Elvis. Numele tatălui meu este Elvis. It's a nice name. Este un nume drăguț. Do you know my mother? Tu o cunoști pe mama mea? Yes, I do. How is she? Da. Ce mai face? She is fine. E bine. Acum să ne ocupăm din nou de pronunție. Ascultați următoarele cuvinte. Boy. Home country. Family. Lecția 2, a 4. Ascultă cu atenție de mai multe ori următorul text pentru a te obișnui cu pronunția engleză fluentă. I am Mike. I am 12 years old. My brother's name is Simon. I live in Bucharest. Bucharest is a nice city in Romania.
Do you like Romania? My family name is Stanton. My mother and father have three children. Jenny is my sister. What is your age? Are you nearly 10? Do you know my sister? She is in Oxford Street. She has a nice first name. It's Anna. Where do you live? Do you live in Iași? What street do you live in? My brother is in England. It's a nice country. Do you know a city in England? I know London, Liverpool, and Dover. Are you a girl? How are you? Are you fine? I am not a girl. I am a boy. Goodbye. Bye.